Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la emisiunea Ego Life și înainte să dezvălui care sunt invitații mei din această seară, vreau să încep să vă dezvălui o poveste, o întâmplare de-a mea, o întâmplare cu final fericit. Este poate cea mai importantă întâmplare din viața mea, și anume că în anul 1993 eu am rămas însărcinată și a fost o surpriză, o mare surpriză pentru mine, pentru că cam la vreo 4 ani înainte, la un control ginecologic, mi s-a spus că am uterul retrovers, că am trompele înfundate, că am ciclu neregulat, că am dereglări hormonale. Oricum, ideea era că nu prea pot să fac copii, adică trebuia să-mi iau gândul de la asta. Am rămas printr-o întâmplare, cum spuneam, fericită, gravidă, dar în urma unei boli. Făcusem rujeolă și nu știu cum, ce s-a declanșat în corpul meu după perioada de convalescență, am rămas gravidă și bineînțeles că m-am dus la un alt control ginecologic și doctorii au început să-mi spună: a, nu e bine, nu e bine pentru că tu ai problemele alea de sănătate plus ai făcut rujeolă, deci trebuie să faci avort. Copilul acesta nu va ieși ok. Poate pentru că aveam 23 de ani, poate că eram inconștientă, poate că am simțit, am avut intuiția asta maternă în mine care îmi spunea că totul va fi bine. Oricum, eu am luat decizia să îmi duc copilul și am acum o fată de 28 de ani, sănătoasă, frumoasă și mă bucur de ea în fiecare clipă a vieții mele. De aceea vă spuneam că pentru mine a fost cea mai importantă întâmplare din viața mea cu final fericit. Dar pornisem cu gândul eu, tânără fată, da? Că nu pot avea copii și atunci nu știu dacă poate în momentul în care aș fi vrut să fac un copil, dacă aș fi apelat la tratamentele, nu știu, fertilizare in vitro, inseminare, am înțeles că sunt diferite lucrurile, dar despre asta vom vorbi în această seară cu invitatele mele. În primul rând cu Alina Laufer, eu te știu de prezentator TV, draga mea, și soția lui Ilan Laufer, politicianul, dar tu ești... Minunată prezentare pe care mi-o poți face. Ai spus că vrei să te prezint ca mamă, ca de mămică? Mămică de 3 copii. Așa, de profesie. Adevăr, este profesia mea este mămică a 3 copii. Restul ce fac pe lângă este o pasiune și un hobby al meu. Pur și simplu așa mă definesc. Am înțeles. Când pun capul pe pernă seara, mă gândesc că sunt în primul rând, exact cum ai spus, soția lui Ilan Laufer, care este un soț minunat, și mamă a celor 3 copii pe care Dumnezeu mi-a dat și sunt recunoscătoare. Și o să aflăm cum. Și vreau să vă uitați cu atenție la această emisiune, voi mămici, potențiale mămici, dar și potențial tătici, pentru că e nevoie de 2 ca să facă un copil. O să aflăm mult mai multe de la doamna doctor Alina Bordea, medic specialist în obstetrică și ginecologie, supra-specializat în infertilitate. Bună seara, doamnelor! Bună seara și îmi pare bine să fiu astăzi alături de voi să vorbim despre subiectul meu favorit, despre munca mea de zi de zi, și anume munca de medic ginecolog cu supra-specializare în infertilitate și histeroscopie. Sunt pasiunile mele și mă bucur că pot să ajut cuplurile în dificultate să obțină sarcini prin diverse căi pe care reproducerea umană asistată le pune la îndemână. Și când te gândești că nu cu mult timp în urmă noi știam că trebuie să facem copii, cum se spune, pe cale naturală. Eu, de exemplu, am născut natural în 93, da? Și țin minte că doctorul Badea, ginecologul, da, mi-a zis: ești o fată tânără și sănătoasă. Păi femeile alea care, știi cum, nasc pe câmp când mulg vaca sau mai știu eu ce, alea cum pot? Las că poți și tu, pentru că se punea problema că poate aș vrea să nu nasc natural, ci pur și simplu să mă doarmă, să stau liniștită și să iasă copilul prin alte metode. Și mi-a zis: nu, te rog frumos, trebuie să treci prin aceste etape, pentru că de-aia e creată femeia așa.
Cred că deja vremurile s-au schimbat, nu? Și putem să răsuflăm și noi ușurate că există, iată, tot felul de tratamente, terapii pe care putem să le facem astfel încât să putem să ne ținem în brațe copilul mult dorit. Și acum, Alina, te întreb pe tine, pentru că eu știu, am mai citit prin ziare, dar am să te rog să-mi spui care este povestea celor trei copii. Primul copil, o fetiță frumoasă de 13 ani, da? Mi s-a făcut pielea găină când ai povestit despre sarcina și fetița ta minunată. Eu nu am avut aceleași trăiri pe care tu le-ai avut. Nu am avut niciodată o sarcină care să mă surprindă, o sarcină care să vină în mod neprogramat. Pe Carina, prima mea fetiță din căsătoria cu Jorge, am avut-o după ce ne-am căsătorit, după ce mi-am făcut o serie de analize, pentru că nu rămâneam însărcinată, până atunci nu avusesem nicio sarcină. Și mie mi se părea normal, ca orice tânără, m-am protejat de sarcini, până în clipa în care mi s-a părut oportun să rămână însărcinată, și anume după ce m-am căsătorit, aveam 25 de ani și nu am rămas însărcinată atât de repede cum aș fi dorit. Mi-am făcut o serie de analize, am constatat că am o ovulație întârziată și atunci au fost anumite demersuri pe care le-am făcut ca să putem concepe un copil. Și am rămas însărcinată cu Cari. În clipa în care am rămas însărcinată, nu știu, în capul meu era ok, mă duc la cezariană ca toate prietenele mele, ca toată lumea, ne te duci programat la un spital. Se spunea că așa e de bon ton să faci, că nu mai pe cale naturală, așa, să urli, să țipi. În clipa în care aveam, nu știu, 6-7 luni eram însărcinată cu Cari, am avut un atac de panică în care eu am spus că niciodată nu mă voi lăsa tăiată în mod intenționat și copilul meu să fie scos înainte de data în care Dumnezeu i-a dat să vină pe lume. Da. Și a trebuit să-mi schimb medicul, mă duceam la controle la o clinică privată și m-am dus după aceea la un spital de stat, am bătut pe la uși, pe la diversi medici care, normal, eram o sarcină avansată, deja aveam 7 luni și știi cum e, doresc să te aibă în evidență de la început ca să știe exact tot istoricul tău. Însă am avut marele avantaj să-i fie cuiva milă de mine. Oh, Doamne! Și la spitalul Giulești, la maternitatea Giulești, doctorul Ion Ionuț a zis ok, m-a apreciat foarte mult pentru faptul că îmi doresc să nasc natural. I-am zis, copilul meu a intrat în lumea aceasta într-un fel, la fel de bine trebuie să-și aleagă el cum trebuie să iasă, respectiv ea, mă rog, era o fetiță, știam. Și am Știai? Născut, eu n-am vrut să știu. Eu am vrut să știu, așa, mi se părea, nici nu mă gândeam că nu pot să știu. La 40 de săptămâni am născut fix, am avut un travaliu foarte lung, de peste 24 de ore. Oh, Dumnezeule. Foarte dureros. La mine au fost 4 ore și am crezut că mor acolo. Eu peste 24 de ore am stat în travaliu. Am adus pe lume o fetiță foarte mică, pentru că eu așa se pare că fac copii foarte mici. A avut 2 kg 700 de grame. Și Carina s-a născut perfect sănătoasă, cu un scor Apgar 10, am avut cel mai bun copil din lume, am alăptat-o natural, a fost, dar se pare că nu am apreciat-o la adevărata evaluare, pentru că eram foarte tânără, mi se părea normal să decurgă lucrurile așa. Și la următorii copii, pentru că în clipa în care am început o familie cu Ilan și am decis că vrem copii de la bun început, am constatat că nu putem avea acea familie pe care noi ne dorim de la început. Dar tu ai avut problemele astea de sănătate? Că văd că tu ai zis că ți-ai făcut controle la început pentru primul copil. Nu, n-a fost. Infertilitatea este de multe feluri. Există infertilitate feminină, masculină, și în cazul acesta? Incompatibilități de cuplu. În cazul nostru a fost o infertilitate din
din partea lui Ilan avea o azoospermie, care se pare că era cauzată de stres. El muncește foarte mult. Am crezut la început că este un varicocel sau ceva. Ne-am dus la foarte mulți doctori. Nu s-a rezolvat și timp de 10 ani de zile ne-am luptat cu această infertilitate masculină, deci din partea lui, această azoospermie. Ani. Da, 10 Dar ani. În acești 10 ani de zile, da? Da. În primul rând ai spus că există și incompatibilitate în cuplu, da? Au existat, nu știu, certuri, discuții, e din cauza ta, e vina ta, eu vreau copii și tu nu poți. Nu, niciun caz. Niciodată, deci tot timpul ați fost împreună, ați avut scopul acesta. Absolut. Dar a existat vreun moment în care... Un cel comun, nu. Dar a existat un prag în care a intervenit, nu știu, o depresie sau o lipsă de speranță și a zis, ok, nu se poate, hai să adoptăm. Nu, niciodată. Dar nu v-ați gândit niciodată să adoptați? Ba da, era tot timpul un backup plan, dar nu ne-am gândit că, pur și simplu, nu știu cum pot explica acest lucru, n-am avut niciun fel de depresie, niciun fel. Tot timpul am avut un drum pe care am mers și în mod constant noi ne duceam la analize, ne făceam analizele, mai încercam ceva, 10 ani de zile. Dar cred că mie mi se pare extrem de traumatizant. Adică nu este atât de traumatizant, greu. Atâta timp cât te iubești cu partenerul. Aveam un copil deja pe Carina de crescut, nu era ca și când nu aveam un copil în casa noastră. Îl aveam, da, știam când dorim să ne dezvoltăm familia. Și la un moment dat, într-adevăr, deci am explorat inclusiv ideea de fertilizare cu donator. Deci am mers. Wow! Da, deci ne-am uitat la nu știu câte, eu cred că la viața mea m-am uitat la nu știu câte profile de donatori. Există un soi de Tinder, nu? Da, există un soi de Tinder. Da, așa este, da? De suedez, de Ilan al meu, e blond, e mare și profil de norvegian. Să fie profilul lui, adică... Absolut, deci crede-mă, am văzut nu știu câte profile de donatori. Am ajuns până în clipa în care să facem fertilizare cu donator, dar am zis hai să mai așteptăm, hai să vedem și tot azoospermia lui era prezentă. Stai, scuză-mă, ce e azoospermia? Azoospermia înseamnă lipsa spermatozoizilor. Okay. Și inclusiv pentru fertilizare în care ai nevoie de un singur ICSI, un singur spermatozoid viabil care să fie nici măcar motilitatea să nu fie prezentă, dar să fie viabil, nu era. Deci nu aveam niciun fel de șansă. Inclusiv am fost la medici care nu ne-au mai dat nicio șansă de acum încolo. Ne-au spus de acum încolo forever. Ne-au spus copiii mei, stați liniștiți, nu veți mai avea copii niciodată. Wow. Deci am trecut și prin astfel de momente și nu ne-am pierdut speranța. Ne-am dus... Pentru noi probabil a fost benefic faptul că am petrecut 2 ani de zile în afara României, am plecat din țară, 2 ani de zile am stat în Statele Unite și poate, cine știe, Dumnezeu acolo, în bunătatea lui, l-a relaxat pe Ilan, i-a făcut viața mai ușoară și când ne-am întors în România, în timpul pandemiei, în 2020, ne-am făcut analize, pentru că noi, ți-am spus, în mod constant ne făceam analizele, și am găsit spermatozoizi, astfel încât am putut să facem o fertilizare. Okay. Am avut 3 tentative sau 4 de fertilizări. La a treia sau a patra tură am rămas însărcinată. Dar mie mi s-a părut normal, adică nici nu m-a apucat depresia, doar m-am considerat norocoasă pentru faptul că o am pe Cari și o avem pe Cari, am crescut-o în continuare cu drag. Iar acum faptul că avem cei 2 copii obținuți prin FIV este o minune de la Dumnezeu. Și aveți gemeni? Da, avem un băiețel și o fetiță gemeni. Gemeni naturali? Păi,
Adică sunt obținut prin FIV, amândoi, cât de natural se poate. Sunt proveniți din doi embrioni diferiți. Exact. Doi așa, păi asta e, că nu înțelegeam ce e FIV. Da. Păi, în clipa în care te faci fertilizare, alegi dacă vrei să te inseminezi cu un embrion, cu doi embrioni, cu trei embrioni. În momentul actual, toate ghidurile recomandă punerea unui singur embrion, pentru că riscul de sarcină gemelară sau chiar de tripeți este foarte mare. Da. Și atunci... În ce sens? De ce se poate întâmpla? Riscul este că atunci când avem o sarcină cu mai mult de un copil să nu putem duce la termen, ceea ce înseamnă prematuritate, adică nașterea înainte de vreme a copiilor, ceea ce e grefată de niște riscuri foarte mari. Se poate să nu se adapteze cum trebuie la viața extrauterină, adică să nu respire cum trebuie, să aibă nevoie de multe zile de spitalizare, să aibă leziuni la nivel digestiv sau leziuni neurologice și așa mai departe. Poate o să ne povestească și la ce vârstă a sarcinii a născut gemenii. Da, asta era următoarea întrebare. Da, exact ce spui acum, exact asta s-a întâmplat. Adică? Din cauza faptului că nu eram atât de doritori să avem copii, am ales să punem doi embrioni. Dar doctorul v-a zis de riscuri? Prima sarcină la termen. Doamna doctor, normal, ne-a spus că există riscul de unei sarcini prematur, adică de naștere prematură, și am ales să nu o ascultăm. Am spus că asta e, mi-asum riscul. Eu am avut o sarcină foarte, foarte bună, dar în același timp nu am stat la pat. Bine, nici n-am avut indicații, dar nici nu e felul meu să fiu așa foarte sedentară. Am avut o sarcină în care am fost destul de activă. La 29 de săptămâni mi s-au rupt membranele la fetiță, pentru că erau doi embrioni diferiți în doi săculeți diferiți, a trebuit să mă internez. La 30 de săptămâni am născut. Bebelușii au avut 1,2 kg fiecare. Ea, fetița, fiind mai rezistentă, a fost mai, să spunem, mai adaptată la mediul extern. Însă Nathaniel, băiețelul, a avut mari probleme când s-a născut. A avut hemoragie cerebrală, hemoragie digestivă, a avut hemoragie în toate părțile, direcțiile posibile. O săptămână nu am știut dacă el o să fie, nu știu, om normal, să spunem așa, sau dacă o să fie va supraviețui un copil cu dizabilități sau dacă va supraviețui. Însă, nu știu cum, mă simt și prost să mărturisesc lucrul acesta, pentru că am fost în spital și am văzut alte mămici prin ce treceau, adică aveau nevoie de consiliere psihologică. Eu am avut tot timpul încredere. Am avut tot timpul încredere că va fi bine și doi, dacă nu va fi bine, eu o să fiu acolo tot timpul lângă copilul meu. Eram pregătită și dacă am un copil cu dizabilități, el o să fie al meu și eu mă uitam pe internet tot timpul ce trebuie să fac, ce recuperare, la ce nivel pot fi, nu știu, handicapurile lui. Și Dumnezeu și medicii din spital, pentru că am avut parte de medici neonatologi foarte buni și de o îngrijire foarte bună, ne-au ajutat și după el a stat intubat aproximativ 2 săptămâni. La terapie intensivă au fost 1 lună și jumătate amândoi. Acesta ar putea fi un mesaj și pentru mămicile dornice să aibă copii după o lungă luptă cu infertilitatea, care ar trebui să gândească de 2 ori înainte. Absolut. Să înainte să nu asculte medicul. Exact. Eu am o pagină foarte frumoasă de Facebook unde explic multe lucruri din aceste lucruri și vorbesc cu pacientele direct. Se numește Călătoria Infertilității, Fericirea Maternității și nu întâmplător are acest nume, pentru că a fost o călătorie pentru voi. Cei 10 ani au fost practic foarte mult timp în care v-ați luptat. Sigur, la momentul la care ați început nu existau neapărat niște tehnici speciale.
strict vorbim la cazul vostru. În prezent există ceea ce se numește microteze, adică urologul, medicul urolog care știe să facă asta, caută spermatozoizii direct am în testicul și așa. Și sunt scuză-mă, am trecut prin biopsie. Ilan a trecut prin biopsia biopsie e altceva, și prin, microtesele inclusiv e... prin micro. A trecut prin așa ceva, nu am găsit nimic. Deci așa este, rata de reușită nu este... Nu am găsit nimic. Deci nimic, nimic, nimic. Deci de-aia spun că am avut o călătorie în care, de la inclusiv, cred că am avut 3 diagnostice în care ni s-a spus că infertilitatea noastră va fi forever pe viață. Deci nu... Este... Oricum, e important de menționat că atunci când ne luptăm cu infertilitatea, indiferent că este de cauză feminină sau de cauză masculină, trebuie să fim în echipă multidisciplinară, adică simplu medic ginecolog specializat cu supra-specializare în infertilitate nu e suficient. De asta eu, de exemplu, am alături un urolog foarte bun cu care colaborez și atunci lucrurile se completează și se îmbină într-o armonie perfectă până la final ca să fie succesul garantat. Încă o dată foarte norocoasă pentru că 10 ani... din punct de vedere emoțional înseamnă foarte mult. Exact. Pacientele care trec prin proceduri de reproducere umană asistată, pacientele care se luptă cu infertilitatea, de obicei renunță în primul rând din cauza părții emoționale. E foarte greu să, cum e cazul vostru, ați făcut 4 fertilizări in vitro. Eșecul este foarte greu, însă realitatea este că chiar și atunci când avem o vârstă tânără a femeii, fără patologie masculină, o rezervă ovariană foarte bună, șansele de reușită pe procedură sunt de maxim 50%. Deci, cu cât înaintăm în vârstă, cu cât ne apropiem de 40 de ani, cu cât depășim vârsta de 35 de ani, cu atât este mai dificil și scad și șansele de reușită. Spuneai la începutul emisiunii despre vârsta de 23 de ani la care ai obținut sarcina. Inclusiv asta e o problemă cu care mă confrunt în cabinet zi de zi și observ din ce în ce mai mult dorința femeilor de a face carieră, de a se realiza, dorința ca familie, chiar și după ce se căsătoresc, cuplurile să mai aștepte, poate să călătorească, să se bucure de viața în doi și abia apoi să facă copii. Și asta e un principal motiv pentru care ajungem în momentul actual la tehnici de reproducere umană asistată. Care este cauza infertilității? De unde provine ea? Atunci când vorbim de infertilitate, trebuie să vorbim în primul rând de procente. Mie îmi place să fiu matematică, poate foarte riguroasă cu pacientele mele și extrem de important, pentru că în felul ăsta omul înțelege în cifre cu ce șanse pleacă de la mine din cabinet. Șansele, sigur, nu le dau eu, le dau studiile pe loturi mari de paciente și inclusiv eu le adaptez pe fiecare caz în parte. Dacă în trecut principala cauză de infertilitate se considera că sunt femeile și femeia era principalul motiv, acum cauzele sunt mixte, jumătate-jumătate. Adică văd din ce în ce mai multe cupluri, cam jumătate din ele, cauza este patologia masculină și nu o să intru foarte mult în detaliu despre cauzele patologiei masculine pentru că, așa cum spuneam, colaborez cu un medic urolog care cu care mă completez atunci când rezolv aceste cazuri. Dar cred că vorbești cu el și el vine și îți spune, domnule, uite, bărbații aceștia la ora asta, nu știu, cum a zis Alina, Ilan era foarte stresat. Da, că muncea că da. Și era într-un domeniu de ăsta fumatul, foarte... stresul, sedentarismul sunt clar factori implicați în unele cazuri de patologie masculină. Noi duceam cel mai corect stil corect de viață și de fitness stil de viață, dar crede-mă că stresul este... Sunt convinsă că sunt și factori este de ceva ce nu am pomenit până acum. Deci pentru viața noastră a avut un impact major. În clipa în care am înlăturat acest factor de stres,
totul s-a rezolvat. Normal, exact cum spui tu, trebuie toate sunt un cumul. Nu toată lumea duce un stil de viață corect, să mănânce corect, să se alimenteze, exact, deci să nu fumeze. Nu sunt factori de mediu pe care noi nu știm, exact, și nu am identificat, mm-hmm, încă. Exact. A, deci nu știți încă ce ne poate, normal, conduce la treaba asta. Sunt și factori, nu suntem Dumnezeu. Da. Trebuie să pornim de la premiza, da, asta, nu suntem Dumnezeu, ceea ce știm și putem să controlăm, facem. Absolut. Și așa cum s-a întâmplat și în cazul vostru, s-a făcut ceea ce a trebuit. Însă nu este absolut, medicina nu e absolută și ajutorul divin este cel care până la urmă contează foarte mult. Și o spun asta după... Deci nu pot să cred că un doctor spune asta, știi? Spune asta după ce am făcut și o lucrare de doctorat, care are ca temă infertilitatea. Și cu cât cercetezi mai mult, cu atât îți dai seama că este o mică parte de care nu ești responsabil și doar cel de sus, da, clar, făcând tot în ordinea corect, matematica, așa cum ziceam, pentru că îmi place să mă preocup, e domeniul meu de activitate și îmi place să cred că sunt mereu la curent cu noutățile și mă preocup de treaba asta. Să revenim la cauzele de infertilitate feminină, care pot fi grupate, să zic eu, cauze endocrinologice, cauze ovariene, cauze uterine, este foarte, și cauze tubare, adică trompele uterine. Este foarte greu să sintetizez în câteva propoziții toată medicina sau toate lucrurile care ne influențează. Trebuie să spun că cele mai importante două lucruri atunci când vorbim de fertilitatea femeii sunt vârsta și rezerva ovariană. Okay. Dacă înainte de 35 de ani este mult mai ușor să conceapă o femeie, chiar și pe cale naturală, cu șanse mult mai bune, după 35 de ani lucrurile devin greoaie. Fertilitatea scade pe o curbă destul de abruptă și ajungem la 40 și peste 42 de ani să vorbim de necesitatea de a adopta material genetic, adică de ovocite donate. Sigur, sunt și mici excepții pentru fiecare caz, dar în general vârsta dictează șansele de reușită. Și apoi, sigur, vorbim despre rezerva ovariană. Eu le spun mereu pacientelor mele, rezerva ovariană este un dar de la Dumnezeu. Este ca un cont bancar pe care noi îl primim atunci când ne naștem. Contul acesta bancar scade pe parcursul vieții. Scade, cheltuim bani cu fiecare menstruație, practic. Și evident că ajungem la un moment dat, la un punct culminant, care este menopauza, da, când se termină. Și în societatea de astăzi, tot probabil un cumul de factori, stres, am mai vorbit noi despre asta, despre menopauză și o să mai tot vorbim. Sunt femei care de la 40 de ani intră la menopauză. Pe vremea mea, bunica mea, cred că la 60 de ani a intrat la menopauză. Sunt și cazuri excepționale cu paciente care intră sau tinere, fete care intră la 20 ceva, 30 de ani la menopauză. Sigur, acolo e altă discuție, sunt alte, da, cauze. Pot fi excepții, deși din perspectiva mea nu sunt excepții, pentru că eu ajung la mine, din fericire, aceste paciente și reușesc poate în unele cazuri să le consiliez și să reușim să facem ceva chiar și în aceste cazuri cu insuficiență ovariană prematură, menopauză precoce și așa mai departe. Și cam care ar fi tratamentele la care putem să recurgem? Că uite, de exemplu, Alina a tot vorbit despre ceea ce a făcut ea, dar înainte de emisiune mi-ai spus că există o diferență între fertilizare in vitro, între... Poți să ne explici puțin așa cam care sunt terapiile și ce implică ele sau la ce riscuri se supun femeile? În primul rând am să explic un pic ce înseamnă reproducere umană asistată, adică munca mea de zi de zi. Înseamnă că practic este nevoie de ajutor uman, ajutor medical, uh-huh, pentru ca un cuplu să conceapă. Ok? Și acum, sigur, odată ce un cuplu pășește în cabinetul meu, după o evaluare riguroasă, aflăm în principal care sunt cauzele. Sigur, sunt convinsă că sunt și cauze pe care noi nu știm încă și nu are medicina, tehnica și tehnologia necesară să le căutăm. Dar în măsura în care se poate, investighez riguros cuplu și aflăm că este o anumită cauză. Există tratamente, de exemplu cum e histeroscopia, care e una dintre pasiunile mele. Sunt anumite malformații uterine care pot fi corectate prin histeroscopie.
și atunci reușim să obținem, după corecție, de exemplu, o sarcină chiar și pe cale naturală, deși inițial discutam de infertilitate. Ăsta e un caz fericit și evident de dorit. Apoi există varianta de inseminare intrauterină, care înseamnă că acolo unde există spermatozoizi, se ia materialul genetic al soțului, adică practic sperma, da. Se prepară în laborator într-un mod special și apoi se pune direct în uterul femeii. Această procedură este asociată cu șanse de reușită de undeva 10-12% sau chiar mai puțin. Deci foarte, foarte puțin. Wow. Foarte puțin. Adică iei spermatozoidul și îl injectezi, cum ar veni? Da, iar fertilizarea, propriu zis, adică întâlnirea ovocitului cu spermatozoidul are loc în corpul femeii. Da. Și ajungem la următorul pas, care este fertilizarea in vitro, care înseamnă practic întâlnirea ovocitului cu a spermatozoidului în laborator. Obținem copiii din neprubetă, așa se spune, și copii din neprubetă. Ai mei sunt copii. Ai tăi sunt copii din neprubetă. Este un pas extraordinar, wow. Faptul că ai venit aici și spui deschis și vorbești despre lucrurile astea. Sper să fie pentru pacientele noastre iarăși o încurajare și o deschidere mai mare, pentru că tocmai cu tuma asta de copil în neprubetă, da. Cred că îi dă pe mulți eu, înapoi. Scuză-mă, sunt absolventă de mate fizică și la fel ca tine sunt pasionată de cifre. Astfel încât în tot acest proces al meu de fertilizare, eu am fost la curent tot timpul cu cifrele mele. Uh-huh. Știam exact, aveam un deadline, știam că vârsta de 40 de ani nu este în avantajul meu. Și cu toate acestea, nu am lăsat să mă doboare lucrul ăsta, deși uitându-mă la cifre, mă termina psihic să văd exact la 40 de ani cum se schimbă cifrele. Dar fiind copil născut și crescut după anii 90, am fost pasionată foarte mult de începuturile genetice, începuturile fertilizării. Știu exact cum uitam la televizor și am văzut primii copii obținuți în neprubetă. Și nu mi s-a părut nimic aiurea. Din contră, am fost norocoasă și m-am considerat norocoasă și fericită că trăiești în epoca aceasta. Da, da. Înțelegi? Corect. Și copiii mei sunt cei mai minunați din lume, chiar dacă nu sunt concepuți în uterul meu. Nu are absolut nicio legătură. Odată sarcina obținută, exact. Ea va merge în continuare ca orice sarcină normală. Apropo de riscuri că întrebai, sunt numeroase studii și atunci când faci medicina cu precauție și investighezi înainte foarte riguros un cuplu, riscurile sunt minime pe termen lung ca urmare a fertilizării in vitro. Toată lumea se teme, vai, dar dacă fac cancer după sau așa, toate studiile ne arată nouă că șansa de a face cancer este dată mai degrabă de bagajul genetic, adică cumva dacă e scris în codul tău genetic să faci cancer, atunci vei face independent de dacă faci absolut. FIV sau nu. Scuză-mă că te întreb, la FIV cel mai groaznic mi s-a părut stimularea ovariană, prin care am trecut destul de greu, pentru că deși eu sunt o persoană care este învățată să aibă o limită, o toleranță foarte mare la disconfort, această stimulare ovariană mi-a creat anumite stări, senzații, fiind însoțită de foarte mulți hormoni pe care îi bagi în mod forțat în corpul tău. Am avut perioade în care nimeni din casă nu se mai înțelegea cu mine, aveam un mood, așa, o dispoziție foarte dificilă. Și aceasta mi s-a părut cea mai dificilă parte din toată fertilizarea in vitro. Dar numai tu ai făcut asta sau a făcut și Ilan? Nu, pentru că adică este necesară stimularea ovariană, pentru că vrem să recoltăm cât mai multe ovocite într-un ciclu, da? Deci în mod normal o femeie la ovulație liberează un ovocit sau deloc.
în clipa în care faci o fertilizare in vitro, îți dorești să ai cât mai multe ovocite. Așa. Și atunci eu cred că cel mai mult am avut 6-7, dar am auzit și de femei care au avut până la 40, adică a fost o hiperstimulare. Eu am avut 6-7 ovocite, dintre care fertilizate au fost toate, embrioane au rămas 3-4, în clipa se diminuează. Ca să clarificăm un pic lucrurile, fertilizarea in vitro presupune mai mulți pași. Exact. Primul pas este acesta de stimulare ovariană, care se face cu injecții în burtică, pe care femeia trebuie care să ce le facă singură. Singură. Inclusiv eu un taxi. Nu pot să văd un alb și leșin. Acul este foarte mic, este ca de albinuță, deci deși pare greu și cred că e foarte impactant, mai ales pentru cei care n-au legătură cu domeniul medical. Exact. Tratamentul de stimulare se face cu injecții în burtică. Este vorba despre hormoni similari cu cei pe care creierul nostru îi secretă, așa, dar în doze mult mai mari, pentru că obiectivul stimulării ovariene este ca să recrutăm toți foliculii disponibili pe ovar. Știți că vă spuneam despre rezerva aceea ovariană. Da. Atunci când avem menstruații în mod normal, un singur folicul din cei mulți crește, se sparge și eliberează ovocitul în vederea unei sarcini, pentru că natura a făcut femeia să facă un singur copil, maxim 2. Wow. Dacă ar crește toți foliculii, am face pui cum fac pisicuțele, da, mulți. Și atunci asta nu e natural. Noi cu fertilizarea, cu stimularea ovariană, venim și dăm niște doze suprafiziologice, adică doze mai mari decât în corpul nostru, cu obiectivul să creștem toți foliculii, adică să obținem multe ovocite, pentru că fiecare ovocit, fiecare ouț ne crește nouă șansele de reușită și de succes. Dar aceste injecții și această suprastimulare nu duce la niște dereglări metabolice, hormonale? Sigur, nivelul hormonal este un pic mai mare. Este un pic mai mare, dar lucrul acesta se întâmplă pentru 10 zile. Adică nu este efecte secundare? Nu, asta. Exact cum spune doamna doctor, nu este o chestiune în care durează luni de zile. Vorbim de 10 zile, 2 săptămâni de stimulare și atunci nu este nici de cum un lucru care să... Mă gândeam să nu rămână femeia la un moment dat cu niște sechele, adică în timp. Nu, niciun caz. Deci gândește-te că eu am făcut aibă niște mai mult afecțiuni din cauza asta. Am făcut mai mult de 4, cred, că stimulări am făcut mai multe, că n-am ajuns în faza de FIV. Nu, nici de cum. Apropo de partea aceasta, că există o mică parte care ține nu neapărat de noroc, ci de această divinitate, da? Că vrea Dumnezeu să-ți dea, să-ți ofere acest copil, indiferent care este calea pe care tu o urmezi ca să-l procreezi. Dar sunt convinsă că eu, cunoscând poporul român și cunoscându-mă chiar și pe mine, că vorba aia, eu vin într-o generație în care pe primul loc era că ești femeie, că trebuie să devii mamă, nu, soție, după care mamă și după care, dacă mai e timp și poți să ieși din treburile casnice, îți mai găsei timp și pentru o carieră. Dar practic te concentrai toată viața pe creșterea copilului și cam atât. Și să îi fie soțului bine și familiei în general. Dar știind toate lucrurile acestea, sunt convinsă că sunt foarte multe femei care spun: domnule, pe dacă nu vrea Dumnezeu să am un copil, de ce să-mi forțez eu norocul? Sau sunt altele care poate vin și spun: a, păi da, știți cum e conexiunea între mamă și copil atunci când e fătul acolo în burtică, e ceva divin și dacă e făcut în eprubetă, unde mai e conexiunea asta spirituală? Ce ziceți, cum ajungi să-i convingi de contrariu? Eu nu-mi doresc să conving pe nimeni. Cei care dar medicina face minuni, da? Eu nu-mi doresc să conving pe nimeni că trebuie să aibă copii printr-o cale sau alta dacă opinia lor personală vis-a-vis de divinitate este alta. Eu cred că Dumnezeu este în fiecare lucru pe care îl facem și cred că divinitatea participă alături de noi zi de zi la
tot procesul, la medicină în general, nu strict la ceea ce fac eu. Cred că Dumnezeu este prezent în momentul în care ovocitul cu spermatozoidul se întâlnesc, pentru că, iată, sunt cazuri în care totuși, deși sunt puși împreună în laborator, nu se obține embrioni. Și mai mult decât atât, chiar dacă se obțin mai departe, nu se implantează și nu se obține sarcina. Sigur, avem investigații, avem tratamente foarte, medicina a avansat foarte mult și la un nivel foarte mare, dar cred că fără ajutor divin nu se poate întâmpla nimic. Și cred că mai intervine aici și dragostea și iubirea în cuplu, pentru că dacă unul își dorește copilul și celălalt abandonează ideea de a avea copil, da, din absolut, diverse absolut. Motive, eu cunosc cupluri care, de exemplu, nu știu, chestia asta a declanșat un război între ei, o luptă, o frustrare, la un moment dat ură, au ajuns la divorț, au ajuns să nu-și mai vorbească toată viața. Sigur. Deci iată că este o cale pe care nu toată lumea o poate urma. Ai o cale dificilă. Dificilă, este și foarte costisitoare. Dificil pe de altă parte. Dificil este orice în viață, dacă vrei să obții cu depinde cât de mult îți dorești, pe da. Termen lung. Depinde cât de mult îți dorești ceva. Deci, deci nu există. Normal că factori de stres și de teamă de nereușită există în jurul nostru vis-a-vis de absolut orice aspect al vieții noastre. Vezi persoane care nu pot să slăbească, că, domne, că, nu știu, nu pot să slăbesc asta. Părerea mea, adică, cu să nu mă urască telespectatorii sau... Dar am trecut prin acest aspect, m-am îngrășat și după ce am născut de două ori câte 20 de chile. Am slăbit după aceea cu multă motivație, multă muncă, multă determinare. La fel și cu fertilizarea sau la fel cu comunicarea în cuplu, nimic nu vine din cer. Pentru tot, absolut tot trebuie să muncești. Eu am avut cu Ilan o sarcină care a prins în primă fază, după aceea s-a stins din evoluție. Da, ok, a fost, și știi ce? Ne-a dat speranțe doar acel lucru. Azi am zis, ok, înseamnă că se poate. Hai să mergem mai departe. Orice, acum de la bunul Dumnezeu, exact cum spune doamna doctor, sunt multe lucruri care pot să vină. Multe sunt bune, multe sunt rele, depinde cum le procesăm în clipa respectivă. Important este că tehnologia acum și medicina ne poate asista în acest drum, care înainte era un cum să zic, un zid. Deci nu aveai cum să-l depășești. Înainte pur și simplu era un zid peste care nu mai puteai să vezi nimic. Deci corect. Nimic, nimic. Atâta era. Nu poți să ai copii cu soțul tău, nu poți să ai copii cu soțul tău. Era un cuplu care... E foarte important ce ai spus nu acum. Nu aveai nicio șansă mai departe. Acum avem o șansă. Da, e adevărat, e mai grea, e mai anevoioasă, dar niciun drum nu e ușor în viață. Niciunul. Clar că dacă îți dorești cu ceva cu adevărat, până la urmă trebuie să... Până la urmă și dacă nu reușești, oricum știi că ai dat totul, știi că ai făcut absolut tot. Eu și de acum încolo, mai îmi doresc copii. Deci... Wow! Chiar dacă... Apropo, după ce ai făcut copiii, da? Da. Te-ai dus, bineînțeles, înapoi la control... Și da, da. Ce ți-au zis doctorii? Nu, mai poți? Am avut o sarcină foarte bună. Și știu, dar mai poți? Da, normal. Eu dar sunt tot așa, prin această metodă? Absolut, numai prin FIV, pentru că lucrurile nu s-au, nu știu, sau cel puțin, oricum, eu m-am dus în ultima vreme la analize, Ilan trebuie să se ducă acum, dar 99% prin același procedeu. Da, dacă bunul Dumnezeu o să ne dea șansa să mai avem încă un copil, doi, nu știu, cât m-a mai lăsat Dumnezeu, atâta timp cât eu o să mai fiu fertilă și medicina o să mă mai ajute, că da, am nevoie. Câți ani ai acum? 41. Păi și cum rămâne cu pragul ăla de... Păi asta spune doamna doctor pragul, că da. Nu mai există fertilitate. Dar e de datoria mea fertilitate. Să încerc, nu-i așa?
Păi nu, nu cresc. Riscurile. Șansele sunt matematice. Eu nu mă gândesc la riscuri. Care e riscuri? Riscuri ai orice și când treci strada ai un risc. Păi adică unde e riscul meu? Riscurile? Doamna doctor, care sunt riscurile? După 40 de ani o femeie să-și mai dorească să facă un copil, iată, nu neapărat pe cale naturală, ci pe aceasta, mult mai laborioasă. Vorbim despre șanse sau despre riscuri? Exact. Și. Șansele evident că sunt mult mai reduse, da. Pentru că odată cu, cum vă spuneam, de contul acela bancar, adică rezerva ovariană, nu scade doar cantitativ, scade și calitativ. Și atunci poate ea este bogată din punct de vedere al contului bancar, dar nu știm calitatea cum este. Și aici e principala problemă, că odată cu cantitatea scade și calitatea. Însă, din nou, eu le spun pacientelor mele, suntem noi Dumnezeu? Nu suntem noi Dumnezeu. Absolut. Dacă avem 5% șanse de reușită și dumneavoastră vreți să vă bazați pe alea, datoria eu mi-am făcut-o, v-am spus că șansele sunt minime. Adică e alegerea dumneavoastră. Mai mult decât mi l-am asumat eu în clipa în care am implantat 2 embrioni, cu siguranță nu vor fi, pentru sigur. Că nu o să mai implantez 2 embrioni niciodată de acum încolo. Mi-am învățat lecția, într-adevăr, a fost destul de dificil proces, nu pentru mine, pentru că noi am trecut foarte ok peste, pentru că ne doream copii și am fost încrezătoare în șansele noastre și în ajutorul lui Dumnezeu, dar riscurile pentru copii au fost și nu o să mai mi-asum astfel de riscuri, deci nu o să mai implantez niciodată doi embrioni. Însă, dacă pun un embrion, sunt convinsă că nu există riscuri doar pentru că el este conceput in vitro, înțelegi? Adică nu există riscuri că va fi un copil cu mai puține șanse să fie sănătos pentru că este conceput in vitro decât sau dacă este conceput o anumită vârstă. Riscurile astea sunt riscurile, apropo de vârsta mamei și vârsta tatălui într-o anumită măsură, apropo de anomaliile genetice care se pot întâmpla. Sigur, avem teste și medicina a avansat foarte mult. Sunt femei care, uite, trebuie să știe lucrurile astea. Sunt foarte accesibile, toate clinicile mari au teste genetice pentru a investiga exact, însă, iarăși, niciun test din lume nu are competența să depisteze toate bolile din lume sau toate anomaliile. Sarcinile în momentul de față sunt investigate riguros, iar dacă partea financiară nu e o problemă, sunt teste inclusiv genetice foarte avansate și atunci putem să știm cariotipul copilului și multe dintre lucruri. Le-am făcut pe clar toate că în clipa după 35-40 de ani crește foarte mult riscul de a avea copilul o anumită anomalie genetică, de exemplu. Eu am făcut toate testele în clipa în care am rămas însărcinată cu gemenii, toate am făcut o serie de teste genetice și chiar am optat să fie incluse toate tipurile de anomalii ale cromozomilor ce pot apărea, dar de acum încolo nu mă gândesc acum că se poate să fie ceva rău în continuare. Ideea e cum e viziunea ta asupra viitorului și asupra vieții. Dacă vrei un copil și îți dorești cu adevărat, atunci privești înainte. Dacă ți-e frică și stai cu sabia lui Damocles, scuze-mă, și stai cu sabia lui Damocles deasupra capului, atunci asta e stilul tău de viață și așa cum ar veni faci lucrurile. Și fertilizarea in vitro este un procedeu destul de dificil. Nu poți să-l duci atât de ușor dacă ai un stil de ăsta de viață în care tot timpul să te uiți peste umăr și să vezi ce poate fi greșit sau ce riscuri pot apărea sau... Trebuie să te duci puțin cu încredere și cu capul înainte și să crezi că asta e singura ta șansă. Pentru că pentru foarte multe cupluri, cum am fost eu cu Ilan, este singura șansă. Singura, nu mai există altele. Este singura șansă și Dumnezeu și doctorii v-au asistat și v-au dat 2 copii frumoși. Tu mai ai încă unul și acum stau să mă gândesc dacă cumva îți dorești încă unul și încă unul tot prin metodele astea, dacă nu cumva forțezi puțin norocul, știi? De ce nu stai acum amândoi să stați să vă bucurați, să vă creșteți copiii, să vă bucurați de viață? Pentru că mie, pentru mine așa. Să vă faceți timp și pentru voi. Asta zic, știi? Pentru mine bucuria.
bucuria vieții, asta e. Asta este, ce drăguț. Îmi place că, îmi place cum îmi răspunde, că deci, eu știu cum, cum, ce întrebări își pun oamenii acum care se uită la tine și zic, ia uite ce femeie frumoasă și bucurie, tânără și de ce ar mai vrea ea să mai facă copii, să treacă prin chinul ăsta? Eu nu înțeleg, de fiecare dată când ne întâlnim cu oameni în oraș acum, ne spun, vai, gata, aveți doi băiați și fata, ați scăpat. Ce ți-am spus? Deci eu nu înțeleg ideea asta de ați scăpat. Deci nu, nu, nu pot. Deci dacă aș fi fost așa, atunci m-aș fi mulțumit cu carii pe care am avut-o la 26 de ani. Sănătoasă, mare, frumoasă, nu pot să-mi doresc mai mult de la un copil și era foarte bine, dar pentru mine nu este aceasta viața, pentru mine înseamnă copii mici și mulți, mie îmi plac bebelușii. Trebuie să-ți deschizi o grădiniță tu, să știi, da, e foarte bună și deci, să crești copiii altora. Deci mie îmi plac bebelușii, deci nu, eu pot să, de am și alăptat, am și în spital eram recunoscută, am reușit să-mi țin lactația în condițiile în care am născut prematuri și două luni de zile am fost despărțită de ei pentru că au fost la terapie intensivă, mi-am menținut lactația prin... Cine crește copiii acum? Amândoi. Eu n-ai de dacă? Nu? Nu? Eu cu Ila, nu suntem, nu sunt singura, suntem doi. Două mămici. Suntem doi, doi. Și deci vreau să spun că ăștia mici îl preferă de foarte multe ori în fața mea și mă supăr rău de tot. Te superi. Da, iată, sunt geloasă. Ce, ești geloasă, dar ce, ce e incredibil, vezi că tu îți dorești copii și tu nu-ți vezi viața trăită fără copii mici. Clar. Făcuți de tine, da, fie că sunt pe cale naturală, fie că nu. La mine, de exemplu, am avut problemele pe care le-am avut și după Julie, după fiica mea, care e un dar de la Dumnezeu, și chiar așa a fost, apropo de divinitate, pentru că atunci când chiar și doamna doctor a vorbit despre acel gram de divinitate care există, în momentul în care doctorii mi-au zis, trei doctori mi-au zis că ar trebui să avortez, că copilul nu va ieși ok, într-o noapte m-am culcat mohorâtă, îți dai seama, tristă, agitată, stresată, că nu știam ce să fac, că trebuia să iau o decizie foarte grea, să păstrez sau să nu-mi păstrez copilul ăla care a venit pe neașteptate și care știam că nici nu ar fi venit în condiții normale. Și am avut, chiar ăsta este un miracol și vă povestesc un lucru adevărat, am visat, am simțit în primul rând o lumină caldă, așa ca niște brațe care mă înconjoară, după care a fost o lumină așa alburie, gălbui alburie și o voce neutră, nu mi-am dat seama dacă de bărbat sau de femeie, nu mă întreba ce înseamnă voce neutră, nici eu nu știu să vă explic, dar așa e, nu identificam dacă e de femeie sau de bărbat, mi-a spus, stai liniștită, este un copil, este o fetiță cu părul lung negru, sănătoasă. De-aia nu am vrut să știu de la domnul doctor ce este, ce este copilul meu. Am așteptat să nasc natural și când a venit cu copilul în brațe și mi-a pus piciorușul ei cald și lipicios pe obraz, mi-a zis, doctorul a zis, hello mami, și am văzut că este fetiță și avea 5 fire negre de păr lung până la fund. Wow. Da. Deci apropo de faptul că știu ce înseamnă, știu ce înseamnă să-ți dorești un copil, da, sau să-ți vină așa pe nepregătite, da, iar la un an după am rămas din nou gravidă, dar m-am luat după ceea ce a spus doctorița de atunci și mi-a zis, dar tu ești în călăuză, tu iar vrei să mai faci încă unul, și am avortat. Este singurul meu avort, da, din viața mea și îl regret și în ziua de astăzi. Eu consider că am doi copii, nu unul. Și de asta admir foarte tare prin ceea ce ai trecut tu și faptul că ai avut curajul și determinarea și speranța. N-am, slavă Domnului, și mulțumesc să Dumnezeu, te bucuri de ei n-am și niciun avort la viața mea. Să te bucuri de acești copii, aceștia, da, pe care îi ai. Doamne ajută dacă vrei să faci alții și doamna doctor, și pe tine trebuie să te felicit pentru că ești acolo pentru noi. Ok, clar, nu poți să te compari cu Dumnezeu, nici nu vrei să faci lucrul acesta, dar sunteți ucenicii lui Dumnezeu. Exact. Sunteți mâinile lui, sunteți, voi dați speranță și nu numai că dați speranță, dar treceți dincolo de speranță. Deci chiar oferiți rezultate pentru niște oameni care își doresc foarte mult să se bucure de procreere. Pentru că până la urmă de-aia suntem puși pe pământul acesta, să naștem copii, copii care să ne ducă mai departe moștenirea și să înfrumusețeze această planetă
și să ne bucurăm și noi alături de ei, de creșterea lor. Deci, pentru mine, această emisiune, această discuție, de fapt, iată, s-a transformat într-o emisiune, dar cred că și pe voi va, nu știu, cred că v-a dat așa o stare aproape de divinitate, zic eu, acum că e seara și vă duceți la culcare cu gândul acesta că există întotdeauna speranță, trebuie doar să crezi în tine, în puterea din tine, în divinitate și iată, în echipa de specialiști, pentru că medicina până la urmă de-aia a fost inventată, creată pentru binele nostru, al tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea pe care ați avut-o ca să discutăm pe această temă destul de sensibilă, dar foarte, foarte importantă. Și în societatea de astăzi, când infertilitatea este deja la pragul de fenomen de masă, cu atât mai mult trebuie să ne informăm și am să te rog, doamna doctor, să ne spui unde putem să te găsim, în caz că vrem să ajungem la tine. În primul rând, vă invit să dați like paginii mele de Facebook, Călătoria Infertilității, Fericirea Maternității. Mă găsiți pe Instagram, Dr. Alina Bordea. Iar pentru consultații, Clinica Embryos și Fam Boutique Medical. Mulțumim mult de tot! Să aveți parte de o săptămână frumoasă și noi ne revedem lunea viitoare. Vă pup!